Salutare! În acest clip o să vedeți cum am găsit codul de siguranță la un RCD310. Nu sunt specialist în domeniu, ce vă prezint aici este rezultatul documentării de pe internet și a utilizării unor unelte achiziționate pentru hobby. Dacă apreciați munca depusă pentru realizarea materialelor de pe acest canal, vă rog să vă abonați și să distribuiți clipul. Vizionare plăcută! După cum spuneam, în intro am primit acest RCD310 realizat de firma Blockpoint pentru decodare. Am folosit CarPlug și adaptorul A6. Dar se poate folosi orice programator care știe să programeze memoria EEPROM 95128. Am avut nevoie de o sursă de laborator pentru alimentarea cu 12V a unității. Pentru alimentare am folosit 3 conectori mamă recuperați. Conform diagramei, pinii marcați cu roșu se conectează la plus 12V, iar pinul marcat cu albastru la masă. În continuare o să fac câteva precizări despre modul în care am găsit codul, problemele întâlnite și evitarea acestora, vorba aceea. Din greșeli înveți, dar să fie ale altora. Bineînțeles, există soluții mult mai ușoare, dar mai costisitoare, de exemplu Martech, dar la nivel de hobby nu se merită să investești așa mult. În principiu, pașii sunt următorii. Unitatea mea se afla în modul Safe 2. Trebuia să o las pornit o oră pentru a ieși din acest mod, lucru ce nu l-am făcut și asta m-a costat mai târziu niște timp. După o oră, pe ecran va apărea 1000, asta înseamnă că a ieșit din Safe 2. Am citit memoria 95128, am folosit CarPlug, dar se pot folosi și alte unelte care lucrează cu acest tip ROM. Cu CarPlug am reușit să citesc memoria doar scoasă din circuit. Am salvat dump-ul și am editat cu un editor hex porțiunea de memorie de la adresa AE0 la CD0 cu informația FF. Dump-ul modificat l-am rescris în memoria 95128, am pornit RCD-ul, am așteptat circa un minut, după care am oprit unitatea. Am citit din nou memoria 95128 cu CarPlug, iar dump-ul l-am deschis cu un hex editor și am extras informația pe care a scris-o procesorul NEC la adresele B50 și B54. Am rescris memoria 95128 cu dump-ul original, cel citit inițial, și am făcut niște calcule în hex pentru a afla primele două cifre ale codului. Celelalte două sunt stocate în procesorul NEC. Chiar dacă l-aș fi citit, nu cunosc algoritmul de calcul pentru ultimele două cifre ale codului. Astfel, am ghicit prin încercări multiple ultimele două cifre, maxim 100 de încercări. Dacă cifra a treia era mai mică, atunci găseam codul după câteva încercări. Având în vedere că ultimele două cifre ale codului au fost 8-0, am încercat 81 de combinații. La fiecare două încercări, unitatea intra în Safe 2. De fiecare dată trebuia rescris IPROM-ul cu dump-ul original pentru a mai putea introduce două combinații. Inițial eu nu am scos RCD-ul din Safe 2, așa că dacă rescriam dump-ul original, tot în Safe 2 rămânea unitatea. Noroc că în CarPlug există posibilitatea să resetez conturul pentru RCD310. Urmăriți în continuare clipul pentru a vedea algoritmul de calcul al primele două cifre și identificarea întregului cod. Aceasta este memoria 95128, iar chipul mare de lângă este procesorul NEC D70F3358GJ. Din păcate, fișierul video cu captura realizată pe laptop în momentul citirii cu CarPlug a memoriei a crăpat, așa că sunt nevoit să trec direct la editarea dump-ului original citit cu CarPlug. După cum se vede, am aici 3 dump-uri, original, modificat și scris. Original este cel citit inițial din memoria 95128.
dampul modificat, dampul original modificat cu FF de la adresa AE0 la CD0. Dampul modificat pe care l-am rescris în memoria 95128, urmând ca procesorul NEC să modifice informațiile de la adresele B50 și B54. Am pornit unitatea cu dampul modificat scris în IEPROM și am lăsat-o pornită circa un minut, după care am oprit-o și am recitit memoria 95128. Dampul scris, notat cu W, este dampul modificat în care procesorul NEC a scris informații la adresele B50 și B54. Acesta este dampul modificat de procesorul NEC. Informațiile care ne interesează sunt la adresele B50 și B54. Am scris în memoria IEPROM dampul original, acela pe care l-am citit prima dată din memoria 95128. În cazul meu am folosit CarProc pentru resetarea în circuit a timerului, adică scoaterea din safe 2 a unității, dându-mi posibilitatea de introducere mai rapidă a următoarei combinații de cod. În cazul în care se folosește alt programator și acesta permite scrierea în circuit a memoriei 95128, se folosește dampul original pentru scoaterea din safe 2 a RCD-ului. Foarte important ca dampul original care se rescrie la fiecare două încercări greșite de introducere a codului să fie citit inițial doar după ce RCD-ul a fost scos din safe 2. Aici vedeți comparativ dampul original din care avem nevoie de adresele AE0 și AE1 și dampul rescris de procesorul NEC din care avem nevoie de informațiile scrise la adresele B50 și B54. Folosind calculatorul din Windows în modul programator, am făcut următoarele operații pentru aflarea primelor două cifre ale codului. 1 din dampul notat cu W XOR 1 din dampul original egal 1, operație notată cu roșu în imagine. 1 din dampul notat cu W XOR 2 din dampul original egal 3, operație notată cu albastru în imagine. Calculatorul se setează în mod programator și în format hex. Și acum începe distracția. Am introdus de fiecare dată primele două cifre 0-3, după care se începe cu 0-0 pentru următoarele două cifre. Thank you.
După fiecare două încercări, RCD-ul intră în save 2 și trebuie resetat timerul sau rescrisă memoria originală pentru a reveni în modul în care permite reintroducerea codului. De fiecare dată după resetarea timerului cu CarProc, înainte de pornirea unității, deconectam adaptorul A6 de la CarProc. Porneam unitatea, pe ecran îmi apărea Save 39, deconectam alimentarea de la sursă și o reconectam. Porneam din nou RCD-ul și astfel revenea la modul în care îmi permitea introducerea codului de două ori. După 81 de încercări am reușit să găsesc codul 0380. Sper că nu m-am repetat de foarte multe ori în acest clip, țineți cont că nu sunt calificat în acest domeniu, ceea ce vă prezint e doar rezultatul hobby-ului meu. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă apreciați munca pe care o depun pentru realizarea acestor clipuri, vă rog să vă abonați și să distribuiți. Până data viitoare, la revedere!